cea mai frumoasă amintire pentru mine de 1 martie. Mă numesc Niculcioiu Dorina și lucrez la STB din 2009. Am un frate care a lucrat și pe autobuz la STB și pe trolebuz și mai mergeam cu el și mi-a insuflat așa pasiunea asta de volan. Și azi așa, mâine așa, mi-a pus o întrebare. Surioară, nu vrei să vii pe trolebuz? Și mi-am băgat actele, dosarul la STB și după câteva luni de zile m-au contactat de la școală. Și am început școala la trolebuz și tramvai, la STB. Școala a durat 6 luni de zile, 3 luni la trolebuz, 3 luni la tramvai și după ce am terminat școala, am venit pe trolebuz. Mi-a fost tare drag și mi-este trolebuzul. De atunci a trecut cât? 12 ani de zile de când sunt pe trolebuz. Cea mai frumoasă amintire pentru mine de 1 martie a fost acum 9 ani, când am primit trolebuzul 5265. M-a titularizat pe el. Șofer de autobuz sunt de puțin timp. După ce ne-au adus autobuzele, am văzut cât de frumoase, cât de curate, cât de noi, cât de silențioase sunt autobuzele. M-am gândit că nu mi-ar sta și mie rău într-un așa autobuz. Am început școala pentru categoria de tot la noi la STB, la Titan, la școală. Am dat examene, am dat atestat și la ora actuală sunt pe autobuz, pe linia 178.